13 mesaje frumoase în viață. 1. Stai departe de furie, deoarece nu face decât să te rănească. Furia nu rezolvă nimic și nu construiește nimic, dar poate distruge totul. 2. Dacă ai dreptate într-o anumită situație, nu e nevoie să te înfurii. Iar dacă nu ai dreptate, nu ai niciun drept să te înfurii. 3. Răbdarea pe care o ai pentru familie înseamnă dragoste. Răbdarea pe care o ai pentru alții înseamnă respect. Răbdarea pe care o ai pentru tine înseamnă încredere în sine, iar răbdarea pe care o ai pentru Dumnezeu înseamnă credință. 4. Nu te gândi niciodată prea mult la trecut, deoarece nu îți va aduce decât lacrimi. Nu te gândi prea mult nici la viitor, deoarece acesta îți va aduce frică. Trăiește momentul prezent cu zâmbetul pe buze, iar asta îți va aduce bucurie. Fiecare problemă care vine ne poate dărâma sau ne poate face mai puternici. Alegerea este a noastră. Doar noi putem alege dacă devenim învinși sau învingători. 6. Știi de ce Dumnezeu a creat spații între degetele mâinii? Pentru ca cineva care este special pentru tine să vină și să umple acele spații ținându-te de mână pentru totdeauna. 7. Dumnezeu ne-a făcut tuturor o jumătate. Undeva în această lume, cineva este făcut de către Dumnezeu special pentru tine. Așa că, așteaptă timpul și momentul potrivit. 8. Este mai bine să ai o viață în care ești împlinit decât o viață în care ai succes, deoarece succesul nostru este măsurat de alții. Dar împlinirea noastră este măsurată de către propriul nostru suflet, de către propria noastră minte și inimă. 9. Viața este precum un jurnal. Două pagini sunt scrise de Dumnezeu. Prima pagină este cea în care te-ai născut, iar ultima pagină este cea în care vei muri. Dar restul paginilor sunt goale. Umple-le cu dragoste și zâmbete în fiecare zi. 10. Viața este frumoasă. Această zi, această oră, acest minut, vor trece și nu se vor mai întoarce niciodată în viața ta. Evită certurile, evită supărarea și vorbește cu dragoste fiecărui om pe care îl întâlnești în drumul tău. 11. Nimic nu durează pentru totdeauna. Nu te stresa prea mult, deoarece indiferent cât de rea ar părea o situație, se va schimba. 12. Viața este un ecou. Ceea ce trimiți în lume se va întoarce la tine. Ce semeni, aia culegi. Ce dai, aia primești. Ce vezi în alții, există de fapt în tine. Nu judeca și nu vei fi judecat. Oferă iubire și iubirea se va întoarce la tine. 13. Există o binecuvântare în fiecare problemă care apare în viața ta. Chiar dacă uneori ți se pare că Dumnezeu te-a uitat și că tot ce e mai rău ți se întâmplă ție, nu este așa. Dumnezeu nu te-a uitat. Te întărește și te pregătește pentru tot ce este mai bun. Totul se întâmplă cu un motiv.